să glorificăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh și pentru timpul acesta care Dumnezeu ne l-a hărăzit. Îi mulțumim de tot ce ne dă. Glorie Domnului! Amin. Aș vrea doar să citesc câteva cuvinte în rugăciunea rostită de Domnul Iisus Hristos, care se găsește la Ioan 17, rugăciunea aceasta El a făcut-o înainte de a pleca din lume. El, care a beut de plin paharul, el, a cărui trup a fost frânt ca să ne l împartă nouă, s-a rugat Tatălui să ascultăm, dar câteva cuvinte din rugăciune, nu toată, dar câteva. Versetul 14. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzăști de cel rău. Ei nu mai sunt din lume, după cum nici eu nu mai sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Cum a trimis pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei ca și ei să fie sfinți prin adevăr. Și mă rog, nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca tot să fie una cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Amin. Amin. Frați scump în Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus a plecat din lumea asta la Tatăl. Plecând din lumea asta la Tatăl, pe noi nu ne-a luat atunci cu El, dar avem o promisiune că vine după noi. Avem o promisiune că nu ne lasă în lume pentru totdeauna, ci că atunci când se va întoarce El, ne va lua la El. Dar până atunci, noi suntem meniți să trăim în mijlocul celor ce ne urăsc pe noi. De ce ne urăsc pe noi oamenii? Pentru că l-au urât pe El mai întâi. Și dacă pe El l-au urât, și noi vom fi uriți, Suntem meniți, deci, să trăim între cei care ne urăsc. Așa că, dacă ne gândim bine, diferențele dintre oameni produc ceartă, produc ură, produc gâlceavă. Așa cum scrie și în Proverbe 29 cu 9, când se ceartă un înțelept cu un nebun, să se tot supere sau să tot râdă, că și pace nu se face. De ce nu se face pace? Pentru că îs diferențele de gândire și diferențele de gândire stăpânesc mintea celui care înțelege Sfântul Cuvânt, el vede că ăsta e adevărul și celălalt nu-l poate convinge să se abată de la adevăr. Dar tot așa, omul pornit la glume, la rele, la câte toate, apoi numai când Dumnezeu de putere să gândească sănătos, prinde ceva, când nu, el nu poate prinde și atunci el ține de -a lui. Aici intervine și minunatul cuvânt din cântarea îngerilor. Pace între oamenii plăcuți lui. Din Luca, capitolul 2, cu, 14, cu 4. Așa. Deci, pace între oamenii plăcuți lui. Atunci intervine altă întrebare, de ce să ceartă pocăiți, că toți pocăiți, toți îți botezați în apă, mai sunt și botezați de Domnul. De ce să ceartă? Pavel Apostolul încearcă să ne lămurească asta, că noi, de altfel, trebuie să trăim în pace cu toți oamenii. Și zice el în Roman 12 cu 18. Întrucât atârnă de voi, trebuie să trăiți în pace cu toți oamenii. Dar dacă cu toți oamenii, vecini, pocăiți, nepocăiți, luterani, baptiști, mahomedani chiar, dacă cu toți oamenii trebuie să trăim în pace și ca aceasta ni se atribuie nouă, dacă un pocăit se ceartă cu unul nepocăit, nu nepocăitul de bai, pocăitul de bai. De ce oare? Fiindcă tot Apostolul ne spunea, tot lumești sunteți. Vezi? De-aia se ceartă oamenii, că încă tot lumești, zice în Corinteni 3, cu 2 la 4. Și dacă nu s-o dezbrăcat de cele lumești, atunci, el nu poate trăi în pace cu restul, fiindcă să ține de ambițiile lui. Dar menirea noastră e să trăim în pace și să trăim între cei ce ne urăsc. Noi am cunoscut pe Domnul Isus Hristos prin harul lui și acum noi trebuie să ne ținem de cele pe care El ne le-a recomandat. El spune în Ioan 17 cu 11, mai sus de unde am citit eu ceva, Eu nu mai sunt din lume, dar ei sunt în lume. Pe noi ne-a lăsat în lume. De ce ne-a lăsat pe noi în lume? Ca prin noi, Oamenii să vadă pe Dumnezeu, să vadă pe Isus. Dar acum, zice în capitolul 16 cu 28, acum las lumea și mă duc la Tatăl. Cum spunea cine? Acum Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume. Acum las lumea și mă duc la Tatăl. Dar noi care rămânem în lume, menirea noastră este să trăim în lume între cei ce ne urăsc și să trăim în așa fel încât cu adevărat să poată vedea oricinei. Că noi suntem al lui Isus. Ajută-ne, El s-a bucurat de cei ce au crezut că el a ieșit de la Tatăl, zice, în Ioan 16 cu 30. Așadar, cine sunt cei care îi urește lumea. Ei sunt cei la care Iisus le-a dat cuvântul și lumea i-a urât. Ioan 17 cu 14, de unde am început să citesc Sfântul Cuvânt. Ei au trei lucruri care îi deosebesc de ceilalți oameni. Aceștia au primit cuvântul. Oamenii nu vor să primească cuvântul. Aceștia au cunoscut cu adevărat că de la Dumnezeu am venit. Oamenii nu recunosc asta. Al treilea, aceștia au crezut că Isus a ieșit de la Tatăl și s-a întrupat pentru ca să ne suporte înaintea Tatălui, totul ce noi trebuia să plătim, să plătească El. Slavă. Și astfel El ne-a răscumpărat și noi proslăvim pe Dumnezeu prin aceasta. Slavă În Ioan 13, cu 3 spune că Dumnezeu a venit și de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu să duce menirea noastră până când El ne va chema la El, este să trăim cu Isus așa fel încât oamenii să-L poată recunoaște pe El. Lângă Isus, noi ne bucurăm și ne putem bucura, dar fără Isus, noi nu ne putem bucura. Menirea noastră e, deci, să trăim aici în lume, chiar dacă lumea ne urăște. Și ne va uri și mai mult, că zice în Daniel, i s-a dat să facă război cu Sfinții și să-i biruiască se vede că noi am intrat într-un război. Dar dacă vreți să vă iubească lumea, atunci am cu ei la o partidă de fotbal. Păi vă iubește! Antrenați-vă în zgomotul lor și strigați pentru un gol, că apoi vă iubește! Mereți cu ei la o masă, beți o bere, beți ceva acolo. Luați un drog, o țigară cu ei alături, atunci lumea vă iubește. Dar nu uitați cuvântul lui Dumnezeu în Petru 4, de la 3 la 4, zice, ajunge în adevăr că la început a făcut voia neamurilor și a trăit în desplinări, în beții, în ospeță, în chefuri și în slujirii dolești neîngăduite. De aceea să miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de despriu și vă bat jocoresc. Așa zice Petru în 4 cu versetul 3 la 4. În schimb, nu trebuie să uităm că... Pretenia cu lumea, ne spune Iacob în patru cu patru, este vrăjmășie cu Dumnezeu. Noi ne împărtășim cu Isus, ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. El a încheiat cu noi un legământ și legământul încheiat cu noi l-a încheiat în. Uh, trupul lui frânt și în sângele lui dat pentru noi. Acum, în baza acestui legământ, noi suntem sfințiți, suntem ai Domnului și nu trebuie să ne încurcăm cu lucrurile lumești. Rugăciunea lui e minunată și dacă el prevedea că nu am să facem o sfințenie exacta a lui, el și-a luat angajamentul înaintea Tatălui și a zis mă sfințesc eu pentru ei, ca ei să fie sfinți în mine. Glorie Domnului Isus! Amin!